panică în stațiunea Mamaia. O clădire aflată în construcție, localizată imediat în vecinătatea unui hotel din stațiune, a fost aseară cuprinsă de flăcări. Două echipaje ale ISU Dobrogea au intervenit pentru stingerea incendiului provocat de niște oameni ai străzii care dăduseră foc unui cauciuc pentru a se încălzi. Turiștii din hotelul alăturat au fost evacuați și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Incendiu a izbucnit ieri seară la o clădire aflată în construcție din centrul stațiunii Mamaia. Fumul gros și negru a pornit, se pare, de la câțiva oameni ai străzii care au dat foc unui cauciuc pentru a se încălzi. Clădirea a fost imediat înghițită de flăcări, iar echipajele ISU Dobrogea și-au făcut apariția în zonă pentru a stinge incendiul. Panica s-a iscat și în rândul unor turiști cazați la un hotel care se afla în imediata apropiere a clădirii unde au izbucnit flăcările. Din fericire, turiștii au fost evacuați și nimeni nu a fost rănit. Erați cazați aici? Da. Și ce v-au zis? Da, mi-au spus că e foc și să ieșim afară, din cameră. V-ați speriat? Nu prea. Se pare dintr-o neglijență. Probabil ori indiviz fără căpătâi care își caută adăpost, ceea ce parțial e firesc, sau cine știe, vreun scurt circuit. Cu toate că la o clădire veche care e dezafectată, nu cred că ar fi existat surse de foc deschis sau de curent electric care să declanșeze scânteii. Erați aici cazat? Da, e un hotel foarte bun, cazați, totul ok. Cum v-au zis să ieși afară? Firesc, ne-au rugat să ieșim că a luat foc ceva în blocul vecin. Au venit reprezentanții hotelului, au bătut din ușă în ușă sau cum? Da, este ceva normal, au venit și colegii cu care eram, de asemenea s-au alarmat, unii mai curajoși și-au făcut bagajele, alții mai cu frica lui Dumnezeu încă n-au plecat. În urma intervenției pompierilor, focul din hotelul aflat în construcție a fost stins, iar turiștii din hotelul alăturat s-au întors în camere. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au pornit o anchetă pentru a stabili cauza exactă a producerii incendiului.